Bună ziua și bine v-am regăsit la Vreau să fiu. Avem astăzi alături de noi o elevă, dar nu orice elevă, ci o elevă de la Liceul Zinca Golescu, vocea din spatele mai multor spectacole Disney Pop organizate de Filarmonica Pitești, Luana Toader. Luana, mă bucur că ai reușit să ajungi astăzi și că am reușit să ne întâlnim, să stăm puțin de vorbă. Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, noi ne propunem câteodată să aducem în fața telespectatorilor și copii pe care putem să-i luăm drept model. Iar tu cred că ești unul dintre ei, mai ales că deja ți-ai format așa cât de cât un viitor în lumea muzicii. Dar hai să începem puțin să ne povestești cum a început povestea ta cu muzica. Pasiunea mea pentru muzică a început undeva în clasele primare, când vizionam un serial de televiziune foarte cunoscut la vremea aceea, unde tinerii cântau, aveau concerte peste tot, se bucurau de succes. Și atunci am spus, wow, chiar vreau și eu chiar să fac frumos. Lucrul ăsta, e frumos, da. Doar că eram foarte timidă și n-am avut curajul să îmi exprim dorința asta. Și atunci cântam pe coridoarele școlii sau în fața păpușilor acasă. Unde nu aveai feedback. Unde, da, exact. Eram doar eu cu mine și atunci... Dar pe parcurs mama mi-a găsit o listă de dorințe la un moment dat, ascunsă pe undeva prin bibliotecă, unde eu mi-am exprimat dorința că vreau să urmez cursuri de canto când împlinesc vârsta de 12 ani. A, deci de-abia la 12 ani ai reușit să faci și pasul practic către acest domeniu. Și ce a zis mama ta când a văzut? Bineînțeles că m-a încurajat. A fost surprinsă sau nu? Da, a fost surprinsă. Da, nu te mai auzise. Exact. I-am făcut și o dedicație muzicală de pe data de 8 martie, de ziua mamei, pe Facebook. Știu că am postat atunci, da, și a fost foarte încântată. Și bineînțeles că ai mei întotdeauna m-au susținut în domeniu și... Deci n-au avut reticență așa să spună, a, muzica e un domeniu care nu ți asigură un viitor, pentru că sunt mulți părinți care reacționează în felul ăsta. Absolut deloc, nu. Mereu m-au susținut în tot ceea ce mi-am dorit eu să fac, au fost alături de mine. Care a fost profesorul care te-a pregătit și ți-a format până la urmă vocea? Doamna mezzo-soprana Dina Sima, din Pitești, cu ea am lucrat atâția ani, este idolul meu, modelul meu, am învățat multe lucruri frumoase de la Dina. Din 2017 și am luat de asemenea și cursuri de regie cu doamna Silvia Ionescu de la Televiziunea Română. A, deci te-ai orientat și către partea asta de film sau ai simțit că e nevoie să te ajute în cariera muzicală sau este o altă pasiune? Da, cursurile de regie ajută într-adevăr pe partea muzicală pentru că acolo înveți cum să transmiți emoția când ești pe scenă. Pentru că toată lumea știe că fără emoție muzica nu există. Îți amintești prima dată când ai apărut pe scenă? Da. Cum a fost? Da. Și unde? Wow, a fost, dacă nu mă înșel, Festivalul Decembrie de Poveste, da, într-o iarnă. Știu că am avut foarte multe emoții acolo. Sunt convinsă că dacă erai așa timidă. Mai ales că festivalul acesta s-a desfășurat într-o perioadă în care eu nu eram neapărat pregătită. De-abia începusem cursurile de canto și totuși m-am hotărât să merg. Și știu că am avut niște emoții de nedescris. Ai cântat așa cum te așteptai sau te-au sufocat așa un pic emoțiile? Am reușit să trec peste emoții, chiar m-am descurcat, am luat chiar premiul întâi. Ah, deci a fost cu succes de prima dată. Da, chiar da. Știu că ai participat la mai multe festivaluri și concursuri, poate ne spui tu așa câteva dintre ele, dar aș vrea în primul rând să-ți amintești care crezi tu că a fost cel mai important pentru tine. Da, de-a lungul anilor am avut ocazia să particip la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Am luat premii în Moscova, Belarus, Kosovo, Macedonia, Italia. Deci în afara țării, iată, și în afara foarte țării. Multe în afara țării. Da, iar din România, pentru mine, cel mai important trofeu rămâne cel de la Amara, de acum 2 ani. De ce? Tineri. De ce ți s-a părut altfel decât altele la care ai participat? Pentru că Amara este cel mai longeviv festival de la noi din țară, care a lansat multe talente, printre care și Mihaela Runceanu. Și chiar nu m-am dus cu gândul să câștig atunci când m-am înscris acolo. Dar a fost o surpriză. Ai vrut să fie o experiență, nu? Exact. Și ai câștigat trofeul acelui festival. Am câștigat trofeul, da.
Luana, spune-ne, pentru că ai vorbit de Adina Sima și ai zis că este omul pe care l-ai admirat și că a fost idolul tău, dacă sunt și alți artiști care te-au influențat sau pe care i-ai admirat poate de mică sau acum, mai de curând, s-au schimbat așa preferințele? Cu siguranță sunt foarte mulți, n-aș putea să aleg unul singur. Ok. Din străinătate îmi plac numele mari, Beyoncé, Celine Dion, Michael Jackson. Iar din România, cred că Delia îmi place Delia. Foarte de mult. Ce? Delia. Sau ce anume îți place la un artist? Ce cauți tu, ca și artistă, pentru că și tu ești o artistă, ce cauți la alți artiști sau ce admiri la ei? Autenticitatea, în primul rând. Cred că ăsta este cel mai important lucru. Care dintre domeniile muzicale pe care le-ai abordat, pentru că știu că ai cântat, cum vorbeam, și Disney, dar și jazz și muzică ușoară, care crezi că ți se potrivește cel mai bine? Cred că jazzul. De ce? Mie îmi place să abordez multe stiluri muzicale. Am cântat mai peste tot și orice. Da. Dar cu jazzul, nu știu, am avut o atracție față de jazz pe care am descoperit-o totuși recent. Recent, adică, când mai exact? Cred că acum 2-3 ani, tot așa, eram singură în casă, mă uitam, mă vizionam pe YouTube diferite clipuri de la diversi artiști și atunci am descoperit că jazzul chiar este o muzică foarte frumoasă. Este mai greu de cântat decât muzica ușoară, de exemplu? Pot spune că da, da. Este de muncă, într-adevăr, este de muncă, sunt anumite particularități ale jazzului. Dar mie îmi place să studiez și să descoper fiecare chichiță. Cât studiezi, Luana, atunci când ai de, nu știu, de mers la un festival sau când ai o apariție pe o scenă? Cât durează la tine pregătirea unui astfel de moment? Eu sunt pregătită mereu, pentru că în fiecare zi îmi întrețin vocea, pentru că e foarte important, practic, dacă nu lucrezi în fiecare zi, atunci nu evoluezi și nu întreții talentul. Uh-huh. Și atunci, da, eu muncesc zilnic și cânt ca să mă antrenez. Este nevoie de foarte multă muncă, într-adevăr, în domeniul ăsta. Mai ai timp liber? Da, da, am și timp liber. Da, am și e timp bine liber. Dacă ai și timp liber, pentru că știu că te pregătești și de bacalaureat și da. De admiterea la facultate și o să te și întreb acum către ce te-ai orientat, pentru că ești clasa 12. Da, eu îmi doresc să dau la conservator. Pe jazz. Jazz. Exact. Da, mult succes! Da. Mulțumesc frumos! Ai emoții? Am, bineînțeles. Wow. Am emoții, da. Da, cum faci când apari pe scenă sau când ai câte un examen să-ți controlezi emoțiile? Că bănuiesc că ai învățat și mici tehnici de genul acesta. Da, într-adevăr am învățat de-a lungul anilor. Dă-ne un pont, uite, pentru cei care vor să se apuce și îi copleșesc emoțiile. Nu cred că există neapărat un secret. Consider că fiecare gestionează în felul său emoțiile și cumva experiența te învață. Da, clar că odată cu aparițiile, chiar dacă emoțiile sunt, le transport până la urmă în ceva pozitiv. Da. Povestește-ne cum a venit pentru tine colaborarea cu Filarmonica Pitești. Foarte multe lucruri pentru mine s-au întâmplat în mediul online, așa m-a descoperit foarte multă lume. Și cu Filarmonica am avut ocazia și am participat la un festival, un festival organizat de Filarmonică, acum anul trecut. Cred, dacă nu mă înșel, unde m-a văzut domnul Mădălin Sandu și mi-a propus diverse evenimente. Așa a început colaborarea noastră. Și apoi a venit propunerea de Disney Pop, adică acel spectacol exact. Pentru copii, nu? Sunt spectacolele pentru copii, da, în da. Care tu ai fost cine? Am fost toată lumea la un loc. Și cenușăreața și Rapunzel, toate prințesele Disney, da. Există vreo piesă din acest spectacol care îți place mai mult decât celelalte? Da. Care? Cred că Someday My Prince Will Come, din Albă ca Zăpada. Din Albă ca Zăpada. De ce? Are o altfel de emoție și se potrivește foarte bine cu... Este pe stilul meu, se potrivește cu vocea mea. Este... Ce simți, Luana, când ești pe scenă? Este cea mai mare bucurie și cea mai mare emoție în același timp. Da, nu cred că pot să explic în cuvinte. E un sentiment pe care nu îl simți în altă parte. E ceva total diferit. Deci, iată, cei care n-au urcat pe scenă
Ar fi cazul să încerce ca să experimenteze emoții de nedescris. Exact. Cum le spuneai exact. Tu. Cum te raportezi tu la public? Cum îl simți? Ce nevoie ai să vină spre tine în momentul în care ai o apariție și ești aplaudată sau nu? Ce aștepți de la publicul tău? Eu am observat că atunci când publicul este numeros, uh-huh. atunci și performanța este mai bună, pentru că se simte. Când nu e foarte multă lume în fața ta, atunci parcă nu ai același vibe, cum s-ar uh-huh. spune. Și atunci publicul, da, este foarte important în transmiterea emoției. Simți nevoia să dialoghezi într-un fel cu oamenii care te văd? Bineînțeles, da. Uh-huh. Un public trebuie antrenat la fiecare concert da, sau eveniment, într-adevăr. Da. Vorbeai despre faptul că foarte mulți s-au descoperit în mediul online. Ce anume din acest mediu crezi tu că a atras atenția sau ce faci tu ca să atragi atenția pe partea asta de online? Eu în pandemie, pentru că n-aveam ocupație, postam mm-hmm. foarte mult pe Facebook, diverse cover-uri înregistram și postam și atunci lumea m-a observat, m-a plăcut. Adică ai făcut niște înregistrări, bănuiesc, cu telefonul sau exact. Au fost chestii profesioniste? Nu fost cu telefonul atunci. Apoi am început să merg mm-hmm. la studio când ne-a lăsat și pandemia. Ai cântat și alături de bandul Filarmonicii, de foarte multe ori prin oraș și aș vrea să te întreb cum este să colaborezi cu niște profesioniști, pentru că ei, iată, sunt cei mai cunoscuți, cei mai titrați, cei mai buni artiști din acest domeniu, cel puțin de la noi, din oraș și din Argeș. Este cel mai frumos lucru. Să cânti cu trupă, cu band în general, este minunat și chiar le mulțumesc foarte mult domnului Mădălin Sandu și domnului Gabriel Niță pentru că au avut încrederea în mine. Unde ai cântat alături de ei? Care a fost așa unul dintre momentele care ți-a rămas? Am cântat foarte mult aici, la Filarmonică. Cred că cel mai frumos concertul pe care l-am eu la suflet așa? Este propriul concert de jazz. Uh-huh. pe care l-am susținut în toamna aceasta alături de Filarmonică și, bineînțeles, cele Disney. Cum sunt concertele pe care le susții de unul singur? Iată, un artist care ajunge să facă lucrul ăsta, cred că a depășit așa pragul de începător. Deja vorbim despre un alt nivel. Cum ai perceput tu acel moment în care a fost concertul de jazz, iată, organizat de tine, de Luana? Da, este greu uh-huh. într-adevăr. E presiune destul de mare, da, cred. Da, este o presiune foarte mare, trebuie să pregătești totul foarte bine, totul să fie pus la punct. De asemenea, atunci când cu trupă trebuie multe repetiții înainte. Deci este greu, dar și frumos în același timp. Vorbește-ne puțin despre acești colegi de scenă, dar din spatele scenei. Ce se întâmplă în spatele scenei? În spatele scenei, ei sunt niște oameni minunați, niște oameni foarte prietenoși și chiar mă bucur că am avut ocazia să-i întâlnesc și să-i cunosc. Chiar ne înțelegem foarte bine și am avut o colaborare foarte, foarte frumoasă. Care crezi că a fost lucrul cel mai important pe care l-ai învățat de la ei? Cred că prietenia, cumva. Adică pe noi cumva ne-a legat această, ne-am înțeles foarte bine și atunci s-a legat prietenia asta frumoasă. Și bineînțeles, ei m-au ajutat și să realizez, să îmi dau seama cât de multă muncă este necesară în domeniul ăsta. Te-ai gândit vreodată să ai propria ta trupă? Da. Da? Da. La ce visezi, Luana? Ia, hai să vedem. Da, chiar m-am gândit, doar că momentan timpul nu prea îmi permite fiind uh-huh. clasa a 12-a, dar este unul dintre visurile mele, într-adevăr. Am spus că după ce termin cu tot și intru la facultate, cine știe, poate... Te liniștești, zici tu? Da, mă liniștesc în final. Nu o să te liniștești, pentru că vin alte șanse provocări. Dar bănuiesc că o să întâlnesc oameni acolo și putem să ne facem o trupă. Dintre oamenii alături de care ai cântat, care crezi că te-a ajutat așa cumva să evoluezi pe partea artistică? Cred că toată lumea. Pentru mine fiecare apariție a contribuit la imaginea mea uh-huh. și de aceea mereu am acceptat cu drag orice invitație care mi-a fost adresată. Pentru că lumea trebuie să te vadă și... Da.
Chiar voiam să te întreb în acest domeniu cât de importantă este imaginea. Este foarte importantă. Da, e nevoie și de muncă la imagine. Mai ales în mediul online. Cred că acum online-ul, cum știe toată lumea, e cel mai... Da, tu ești, iată, tânăra generație și cumva pentru voi mediul ăsta cred că este mai important sau cel puțin la fel de important ca scena. Exact, este, într-adevăr. Am avut norocul, cumva, că am prins perioada asta cu online-ul noi, generația... Crezi că e mai degrabă un avantaj sau un dezavantaj? Pentru că poți activa doar aici, fără să ai așa mare contact cu scena. Există și astfel de oameni care... Da, există, dar pentru mine, spre exemplu, este un avantaj. Chiar pe mine m-a ajutat foarte mult online în crearea imaginii. Am înțeles. Luana, am vorbit noi acum de momentele frumoase din cariera ta. Sunt convinsă totuși că au fost și momente mai grele. Și aș vrea să ne povestești în viața unui artist ca tine sau a unui artist în devenire. Cam ce ar fi cel mai greu sau care sunt provocările la care ești supus și trebuie să le depășești? Cred că să treci peste cuvintele urâte ale oamenilor. Cred că asta e unul dintre lucrurile cu care se confruntă cei mai mulți artiști. Cuvinte urâte care cred că vin tot în mediul online. Mai ușor. Mai ușor, da. Într-adevăr, eu nu prea am avut parte de multe cuvinte urâte. Da. Nu am fost descurajată, dar au mai fost câțiva oameni care de-a lungul timpului nu și-au arătat încrederea, ba dimpotrivă au încercat să o distrugă. Să te descurajeze. Da. Și cum treci peste momentele astea în care ți-e mai greu? Sau nu știu, poate când apare oboseala, că sunt convinsă că și la tine și studiu și aparițiile și școala îți ocupă timp și se simte la un moment dat oboseala, deși ești foarte tânără. Bineînțeles că se simte, dar cumva trebuie să trecem peste și să ne cunoaștem propria valoare. Și atunci, dacă noi știm cine suntem și ce putem face, nu cred că trebuie să lăsăm pe cineva să distrugă lucrul ăsta. Cât de mult s-a schimbat Ioana de acum față de fetița de la 12 ani? Vai! Am evoluat foarte mult, în primul rând. Da. Mai ales pe partea muzicală, asta clar. Da. Și am învățat să mă descurc în multe domenii, mai ales în muzică. Bineînțeles, atunci eram un copil. Și acum sunt un copil, dar un pic mai mare. Un copil mai mare. Ai schimbat modul, s-a schimbat modul în care tu te vezi pe tine? Bineînțeles, da. S-a schimbat, pentru că atunci nu aveam mai deloc încredere în mine. Fiind la început de drum, mi-era foarte greu să-mi gestionez și emoțiile. Dar pe parcurs am prins încredere în mine. Te-au ajutat mai degrabă succesele, adică acele premii pe care le-ai primit sau oamenii care au venit și ți-au dat așa cumva încredere că ești ceea ce trebuie și că te îndrepți către ceva frumos? Cred că ambele. Este 50-50. Contează într-adevăr foarte mult și oamenii de lângă tine. Pentru că trebuie să ai și suport emoțional, mai ales în domeniul ăsta. Da, ai nevoie de oameni, chiar ai nevoie de oameni. Și care sunt oamenii cărora le ești recunoscătoare pentru ceea ce ești astăzi? Bineînțeles, părinții mei, mami și tati. Și... Ce frumos ai spus, mami și tati. Și profesoarele mele de canto și regie, bineînțeles. Și tuturor oamenilor ce au apărut pe parcurs în viața mea și mi-au oferit diverse oportunități. Ți-au deschis niște drumuri. Mi-au deschis niște drumuri, da. Exact. Cum ești văzută, Luana, de colegii tăi? Eu am puțin prieteni, sincer. Am puțin prieteni, am un grup restrâns. În general, am trecut prin momente grele atunci când anumiți prieteni din copilărie s-au distanțat. Odată ce am început să o iau pe drumul ăsta. Da. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Cred că e, din păcate, foarte multă invidie în lume. Și atunci, am suferit. Am suferit cumva, dar apoi mi-am găsit persoanele care chiar merită să fie prieteni. Dacă ar fi să te gândești așa la trei lucruri, trei cuvinte care te caracterizează. Pasiune, așa, sensibilitate și emoție. Și hai să le luăm pe rând. Pasiune,
pasiune, în primul rând, sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Muzica, bănuiesc, că este pasiunea ta cea mai mare, cea mai mare. Așa, o să vorbim, te întreb după aceeași dată. Okay. Așa? Așa. Sensibilitate. Sensibilitate. Sunt o persoană foarte, o fire foarte sensibilă, chiar prea sensibilă uneori. De aceea, de obicei, cânt și piese triste. Eu... Da, dar cred că este și un avantaj ăsta, exact cum și spuneai, că este o calitate pentru că și transmiți da. Această sensibilitate. Că cei care sunt așa mai fermi și fără latura aceasta emoțională dezvoltată, transmit mai greu. Da, exact. Așa și? Și ce am spus, emoție? Emoție. Da, muzica este emoție. Muzica este emoție, da, clar. Ce alte pasiuni mai ai, Luana? Îmi place tot ce ține de artă, în general. Uh-huh. Îmi place să joc teatru, îmi place să dansez, îmi place să pictez, să desenez, orice. Deci ești un artist cu mai multe valențe, da. Așa? Te-ai gândit vreodată ce ai face dacă nu ai face muzică? Nu. Nu m-am gândit. Wow. Da, nu știu, chiar nu pot imagina cum ar fi lumea mea și viața. Adică, nu știu, poate film, că ai zis că ai făcut regie sau teatru, nu ți s-ar părea... Cu siguranță tot în domeniul artistic, ceva clar pe acolo. Dar altceva, nu știu, poate în domeniul limbilor străine, mi-au plăcut foarte mult limbile străine. Poate, așa. Da, cine știe. Te-am întrebat pentru că sunt momente în viață în care pui în balanță și te întrebi oare am făcut alegerea care trebuie și atunci te gândești ce aș fi putut să fac dacă nu făceam muzică. De asta ți-am pus așa această întrebare. Luana, dacă ar fi să ne gândim, pentru că am vorbit de trecut, să ne gândim puțin în viitor. Unde te vezi tu peste 10-15 ani? Sau cum te vezi atunci? Cum visezi să fii atunci? Eu îmi doresc ca pasiunea mea să devină o profesie. Adică ce îți dorești mai exact să faci? Îmi doresc să ajung să cânt pe cele mai mari scene ale lumii, mai ales în străinătate. Este visul meu să-mi fac o carieră internațională. Și să cânti jazz, nu? Da, jazz și nu numai. Jazz și nu numai. Exact. Da. Deci nu te-ai gândit și la partea de a da mai departe, adică să fii profesoară pentru alții? Ba da, cred că mi-ar plăcea. Nu. Cred că mi-ar plăcea foarte mult. Da. Să urmez așa, pe Adina. Să urmez pe Adina, exact. Da, iată, pentru că sunt convinsă că ea te-a influențat, și-a pus așa o amprentă puternică asupra ta. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la ea? În afară de lucrurile care țin de tehnică vocală. Adina iubește foarte mult copiii și lucrul ăsta s-a simțit mereu în meseria pe care o face. Și atunci eu și Adina avem o relație foarte specială. Ea este ca a doua mamă pentru mine. Deci, da, pot spune că Adina este unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea. Pur și simplu, nu știu ce m-aș fi făcut fără Adina, chiar nu știu. Da. Am învățat chiar foarte multe lucruri de la Adina. Cam așa se întâmplă cu profesorii adevărați. Exact. Lasă atât de mult în urma lor și în sufletele celor pe care îi învață. Spune-mi așa, dacă ar fi să te gândești la lucruri pe care ai vrea să le îmbunătățești la tine. Cu siguranță toți avem, adică mici lipsuri. Care crezi că ar fi zonele unde ai putea să îmbunătățești lucruri la tine? Cred că aș putea să fiu mai curajoasă uneori. Și nu neapărat în materie de muzică, în viața de zi cu zi. Poate câteodată vreau să spun anumite cuvinte pe care aleg să nu le spun. Și atunci... Și ce te împiedică să le spui? Că bănuiesc că vin acolo în mintea ta niște gânduri care zic... Da, sunt anumite... Limitări. Da. Nu știu exact ce mă împiedică, dar așa simt cumva că e mai bine... Nu mai spun nimic, lasă. Dar cumva nu, lucrul ăsta nu e bun. Vezi, după aceea îți dai seama că poate te-ar fi ajutat mai mult să exprimi. Da. Ceea ce ai simțit atunci. Ok, deci să fii mai curajoasă. Da. Altceva? Nu știu ce să spun. E o întrebare greuță. Cred că mai pune și întrebări. Autocaracterizarea este foarte grea. Mereu mi-a fost mult mai ușor să-i caracterizez pe alții. Am văzut că vorbești foarte frumos despre profesorii tăi, despre oamenii care te-au ajutat.
Dar hai să încercăm și despre tine, pentru că e important să ne și cunoaștem punctele slabe ca să știm unde să ne putem dezvolta. Așa e. Cam asta în mare parte. Pe partea vocală simți că ți mai lipsește ceva? Cu siguranță nu sunt perfectă, pentru că nimeni nu este perfect. Nu sunt perfectă, dar sunt perfecționistă. Și ești perfecționibilă. Da. Și atunci, da, bineînțeles că mereu mi se pare că mai e ceva care trebuie îmbunătățit, nu trebuie să mai fac o dată piesa asta, nu-mi place așa. Și când sunt la studio, de obicei, la fel, îi spun prietenului meu, Masi, de la studio, Masi, nu, că mai vreau o dată partea asta, trebuie să mai înregistrăm o dată și încă o dată, numai că nu-mi convine. Da, perfecționismul, care nu este rău, pentru că vedem în jurul nostru destui oameni care au o imagine despre ei foarte bună, dar de fapt realitatea nu este așa. Luana, ești în contact direct cu lumea muzicală și vezi ceea ce apare pe piață în ultimul timp în acest domeniu. Cum ți se pare ție piața românească de muzică? Mie îmi place muzica românească nouă, sinceră să fiu, dar cred că în toată lumea asta cel mai de preț rămâne muzica veche. Nu cred de ce? Că... Deci iată, tu, din tânăra generație, adică un copil de 18 ani, ai 18 19. Ani? 19 ani, vii și spui că totuși muzica veche este mai de apreciat. De ce? Cumva emoția era transmisă altfel atunci, mesajele erau altfel, erau mult mai puternice. Acum sunt anumite piese care promovează foarte multe lucruri ce nu ar trebui să fie promovate. Da. Și asta cred că influențează cumva și comportamentul și personalitatea copiilor. Văd foarte mulți tineri în formare care sunt, pur și simplu mă uit la ei și spun: wow, dar eu nu eram așa la vârsta lor, ce se întâmplă? Tu nu erai așa, dar ai 19 ani, adică dacă tu zici asta, gândește-te cum da, zicem da, noi. Chiar mi se pare... Da, chiar nu... Crezi că se muncea mai mult la un album în urmă cu 20-30 de ani decât se muncește acum? Ne ținând neapărat cont de tehnologia care clar a evoluat, ci de felul în care se lucra pur și simplu la o melodie. Probabil da. Nu știu exact, pentru că n-am trăit atunci. Nu, dar mă gândesc că poți să analizezi și să vezi, pentru că nu ești neavenită în acest domeniu. Probabil da, sau cel puțin așa pare. Că atunci... Clar, mesajele erau mult mai profunde exact. În muzica veche. Bine, eu sunt mai bătrână, noi avem propriile noastre preferințe, dar atunci când o astfel de idee vine și de la cineva de vârsta ta, atunci lucrurile înseamnă că exact așa sunt. Și uite, mă bucur că sunt și tineri care văd în felul ăsta și cumva apreciază calitatea adevărat, cu adevărat, nu poleiala, ca să o numim în acest fel. Luana, nu mai avem foarte mult timp. Iată, am vorbit mult și repede. Încă o întrebare aș vrea să-ți mai adresez. Aș vrea să ne spui dacă mai ai proiecte frumoase în plan în perioada următoare. Am la vară niște proiecte foarte frumoase. Urmează să plec în străinătate. O să am foarte multe evenimente. Dar deocamdată sunt în pregătiri cu bacalaureatul, cu admiterea. Da. Însă accept cu mare drag orice invitație care vine spre tine. Mult succes, Luana. Vă mulțumesc. Și la examene, dar mai ales pe partea aceasta frumoasă de muzică. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Filarmonicii Piteș, pentru că ne găzduiești aici de fiecare dată și pentru că, iată, descoperă astfel de copii pe care îi putem cu adevărat lua ca modele. Oh.